Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, micuții care frecventează grădinițele din municipiul Orhei au avut parte de surprize din partea autorităților municipale. Picii au dansat împreună cu animatorii și au primit în dară dulciuri și seturi de jucării. Îmbrăcați în haine de sărbătoare, bucuroși și bine dispuși, așa au marcat copiii de la grădinița numărul 4 din Orhei ziua de 1 iunie, cu baloane colorate în mâini și în compania animatorilor. Surprizele nu s-au oprit aici. În vizită la micuți a venit primarul municipiului, care le-a adus mai multe daruri și i-a felicitat cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor. Să ne crească copiii sănătoși și bucuroși de viață. La mulți ani! De un șir de activități distractive au avut parte și micuții care frecventează grădinița numărul 8. Totuși, cel mai mult le-au plăcut cadourile pe care le-au primit. Eu am un ursuleț și suc. Ziua asta înseamnă pentru mine o sărbătoare pentru copii și multă, multă fericire. De ziua copilor am primit aici niște jucării colorate. Le dorim multă sănătate, fericire, să fie mereu în grijă și în iubire părinților săi și a buniilor numai decât. Ulterior, autoritățile municipale au mers și la alte instituții preșcolare din oraș. Copiii i-au primit cu aplauze și multă veselie. Autoritățile municipale susțin că s-au simțit și ei copiii alături de micuți. Acum ei spun că de datoria lor este ca să le asigure un viitor frumos și luminos. Este important să știm, să facem acești copilași fericiți. Primăria municipiului Orhei a venit cu cadouri către grădinițe. Vreau să vă spun că sunt seturi de jucării pentru teren, plus cu dulciuri în dar pentru dragii noștri copilași. Administrațiile instituțiilor de învățământ timpuriu le-au mulțumit autorităților pentru grija de care dau dovadă. Administrația publică locală vine permanent cu contribuția sa. Ne-am bucurat foarte enorm, este un lucru foarte necesar, fiindcă fiecare copilaș așteaptă un dar, în primul rând, de ziua copilor, este ziua lor. În municipiul Orhei sunt 7 grădinițe care sunt frecventate de aproape 1600 de copii.